orice joc de racing ajuns la maturitate și-a dorit să fie măcar o dată Burnout. Seria Burnout nu are nevoie de vreo introducere, mai ales dacă ești un împătimit între ale racingului, iar dacă încă n-ai încercat niciun titlu din seria Burnout, Burnout Paradise Remastered este locul unde ar trebui să începi. Oricum, indiferent de postura în care te afli, după ce vei fi văzut această recenzie, cu siguranță îți va arde de o cursă, eventual în 4K. Seria Burnout a debutat în 2001 pe PlayStation 2, Xbox și GameCube, urmând apoi titlurile Burnout 2, Point of Impact în 2002, Burnout 3 Takedown în 2004, Burnout Legends și Burnout Revenge în 2005, Burnout Dominator în 2007 și Burnout Paradise în 2008. Așadar, în urmă cu 10 ani, Burnout Paradise se lansa, iar noi aveam parte de una dintre cele mai grozave experiențe de racing. În 2018 avem parte de aceeași experiență, remasterizată pentru standardele actuale, Paradise Remastered, oferindu-ne pachetul complet, toate DLC-urile incluse, cu excepția Time Savers Pack, DLC-ul cu ajutorul căruia aveai toate mașinile deblocate, suport pentru rezoluții 4K și gameplay în 60 de frame-uri pe secundă. Burnout Paradise este un open world, orașul fictiv în care se desfășoară acțiunea fiind Paradise City, oraș în care îți poți face de cap în fel și chip și care nu cunoaște limite. Și dacă nu mă crezi sau îți suna reclamă dintr-o broșură turistică, înseamnă că încă nu ai setat frecvența pe Crash FM și nu l-ai auzit pe DJ Atomica. This is Crash FM and I'm DJ Atomica, fresh from Radio Big to be your guide to the streets of Paradise City. DJ Atomica este probabil unul dintre cele mai faine și memorabile personaje din gaming. DJ Atomica va fi companionul tău ce-ți va fi alături pe tot parcursul jocului cu updates, sfaturi și mai ales muzică bună. Sunt puține jocurile în care companionul tău reușește să te introducă atât de bine în atmosfera jocului și singurele titluri care au reușit să facă asta la fel de bine, în umila mea părere, sunt doar Fallout și Borderlands. Cât despre playlistul Crash FM, ajungem noi și acolo, dar mai întâi trebuie să vorbim despre opțiuni. Stai liniștit, odată ajuns în Paradise City, îți vei da seama că ești în paradis, paradisul mașinilor. Vei vâna 75 de mașini care sunt puse la bătaie. Mașinile vor fi disponibile după ce ai câștigat unul din evenimentele împrăștiate prin oraș. Dacă vrei să intri în posesie ei și să o și conduci, va trebui ca atunci când trece în viteză pe lângă tine să o urmărești și să o scoți din peisaj. Un mic accident și îți poți culege trofeul. The Jansen P12 has been delivered to your junkyard. Evenimentele la care poți participa în Paradise City se împarc în 4 categorii. Race, cursă din punctul A în punctul B. Stunt, mod în care trebuie să acumulezi un număr de puncte într-un interval de timp dat, făcând acrobații. Markman, cursă din punctul A în punctul B, fără să fii doborât însă de urmăritori. Și Takedown, mod în care trebuie să elimini un număr dat de oponenți, distrugându-le mașina. Mașinile sunt împărțite și ele în 4 categorii care corespund tipurilor de evenimente, însă nu te va opri nimeni să încerci să-ți faci acrobațiile cu orice tip de mașină. Go crazy, e Paradise City! Cireașa de pe tort constă în restul de mașini care sunt la dispoziție și care acum 10 ani erau disponibile doar dacă îți achiziționai unul din DLC-urile apărute ulterior. Printre mașinile incluse din DLC-uri, de departe cele mai amuzante, sunt Toy Vehicles, atât pentru dimensiunea lor hilară, cât și pentru zgomotele caracteristice unor mașinuțe în miniatură. Motocicletele sunt și ele un mod excelent de a-ți face de cap prin Paradise City, iar varianta inclusă în Toy Vehicles este cel mai dulce vehicul pe care îl vei conduce, singurul rival adevărat din gaming fiind doar mașinuța lui Yoshi din Mario Kart. Și dacă încă nu te-ai convins, poți alege orice mașină din celelalte DLC-uri. Legendary Cars, unde vei găsi varianta Burnout a mașinii din Back to the Future, DeLorean, sau chiar mașina de intervenție a echipei Ghostbusters. Cop Cars îți oferă posibilitatea să conduci mașinile din joc în varianta lor de poliție, iar Boost Special Cars și Surf Island îți vor pune la dispoziție mașini greu de stăpânit. Mașinile de poliție își vor arăta potențialul mai ales în modul online Cops and Robbers. Paradise City te va cuceri cu sumedenia de activități pe care ți le propune, cu ciclul zi-noapte pe care ți-l poți seta după bunul plac, dar mai ales cu selecția de muzică pe care ți-o oferă. De fiecare dată când vei intra în Paradise City, te vor întâmpina Guns N' Roses, pentru că mai apoi să ai parte de una dintre cele mai bune selecții muzicale dintr-un joc de racing de la Underground 2 încoace. Pe Crash FM, DJ Atomica ți-a pregătit un playlist cu artiști ca Alice in Chains, Depeche Mode, Soundgarden, Jane's Addiction, Avril Lavigne și Killswitch Engage, playlist pe care ți-l poți seta din meniu după preferințe. Și dacă tot am zis de preferințe, mă simt din nou dator să împărtășesc ceea ce pentru mine reprezintă esența acestui joc și cea mai faină experiență care s-a lipit vreodată de mine. Selecția de muzică clasică este excelentă și dacă vei opta să conduci doar pe ea, o să observ că distrugerea, haosul și imprevizibilitatea se topesc în calmul și genialitatea operelor clasice, formând o simbioză atipică cu un farmec aparte.
Dacă o vei lua pe urmele mele, o să ajungi chiar să-ți reproduci acest playlist pe Spotify, acum că a ajuns și în România, pentru a retrăi senzația și în afara jocului. You know what I love about this town? I love that anytime I want, I can just crash my car from one end of the street to the other, and not only do I never get busted, I actually get a Showtime score for it. That's one way to roll the roads in Paradise City. Întâmplarea face că, înainte să aflu de apariția remasterului, chiar aveam de gând să reiau jocul, pentru că, după cum ziceam și în introducere, orice joc de racing a ajuns la maturitate și a dorit să fie măcar o dată Burnout. Și cum în 10 ani am tot sperat să apară un nou Burnout, reluarea lui Burnout Paradise era cea mai bună alternativă. Criterion Games, echipa din spatele seriei, a încercat să readucă spiritul Burnout cu Need for Speed Most Wanted și cumva au și reușit, însă fanii hardcore nu au regăsit aceeași senzație. Prin intermediul lui Burnout Paradise Remaster ne-au întors acasă, în Paradise City, și se simte de parcă ți-ai vizitat camera din copilărie proaspăt dereticată de către mama. Libertatea de a conduce, de a-ți depăși limitele și de a-ți găsi liniștea în haos este mai prezentă și mai fresh ca nici când, iar cei 10 ani care au trecut parcă nici nu se simt. Indiferent că ai Burnout Driver License sau că auzi pentru prima oară de joc, Burnout Paradise Remastered este prima alegere pe care trebuie să o ai în vedere dacă vrei un joc memorabil de racing, o stare și o experiență de neuitat. Ne vedem în Paradise City! Congratulations! You earned your Burnout driver's license and won a new car, but the ride isn't over yet. Complete all events in Paradise City to earn the Burnout Elite driver's license.